Bună seara, stimați telespectatori, iată-ne în studioul 3, un studio de lucru al radioului, la una dintre cele mai importante, spun eu, emisiuni din programul televiziunii române. Iată de ce ne bucurăm în mod deosebit că în această seară, în atelierul nostru de lucru, din studioul 3 al radioului, suntem alături de Leana Alexandra, cunoscuta creatoare, impusă în viața muzicală a țării și în viața artistică internațională în ultimii ani. Motivați-mi, vă reprezint aceste lucrări pentru acest prim contact în cadrul unui portret componistic, adică sunt epilonii arcului de valori create de dumneavoastră în ultimii ani. Da, ele sunt niște momente, le-am ales special variat. Ele sunt mostre de muzică diferite, dar sunt prinse și arcuite stilistic de aceeași mână. E vorba de același fondei. La anunțul dumneavoastră, doamnă Leana Alexandra, au răspuns foarte mulți și tineri și mai cu experiență interpreți și compozitori de a participa la un asemenea festival sub genericul Nova Muzica Consonante. Cum v-ați gândit să-i structurați pe cele trei, numai trei zile? Da, s-au adunat într-adevăr un număr impresionant de lucrări, s-au adunat mulți interpreți care, deși prezintă muzici foarte variate stilistic, ascultate strict din punct de vedere muzical, ele totuși au o unitate și au un numitor comun, pe care noi l-am denumit Nova Muzica Consonante, în sensul găsirii unei consonanțe spirituale care cred că este necesară acum la sfârșit de secol și de mileniu. Acest secol care poate a fost cel mai galopant în derularea stilurilor și care va rămâne cu certitudine unul dintre cele mai frumoase secole din istoria civilizației muzicale universale. Noi nu ne dăm seama încă, dar sunt convinsă că orice muzician profesionist și orice pasionat al culturii și al lucrurilor profund umane împărtășește această idee.